Eu mă reîntorc la uzurparea puterii în stat, dacă ne permiteți. Da. Uzurparea puterii în stat poate să se întâmple atunci când actuala majoritate parlamentară nu va procede la recunoașterea decretului de dizolvare a Parlamentului Republicii Moldova. Așa anume, dacă doamna președinte va ajunge la etapă ca să adopte acest decret și va dizolva Parlamentul de legislatura 10-a și va stabili data alegerilor parlamentare anticipate, iar Parlamentul va spune că noi nu recunoaștem acest decret fiindcă a fost adoptat în baza unui aviz care în opinia noastră a uzurpat puterea în stat, atunci noi trecem în albe articolul 2 din Constituție, adică uzurparea puterii în stat, fiindcă dacă s-a dizolvat... Uzurparea puterii în stat de către majoritate. Deputații concreți. Acolo X, Y, Z. Ei sunt asta răspundere pe pentru uzurparea puterii în stat, nu majoritatea parlamentară. De ce ar vrea măsuri sinucigașe? De ce ar vrea să fac? Eu nu știu, fiindcă așa au declarat că nu vor recunoaște anumite acțiuni. Da. Pentru că ca să nu ajungem la această situație, e bine ca tocmai să respectăm condițiile statului de drept.